Bună ziua! Bine ați venit! Vă mulțumesc la toți care au răspuns invitației bolțenilor de a fi cu noi în zilele astea. V-aș propune, la început, ca să putem deschide așa cum trebuie sărbătorile Bolțului, 700 de ani de atestare documentară și altele, să ascultăm imnul național. Deschidem oficial sărbătoarea noastră. O să-l rog pe domnul primar al comunei Beclean să ne spună câteva vorbe și să deschidă oficial sărbătoarea. Mulțumesc, domnule inginer. Am onoarea să fiu în mijlocul dumneavoastră în această zi de sărbătoare în acest loc mirific, între dealuri, păduri și pășuni. Suntem fericiți, suntem bucuroși și dăm mulțumire lui Dumnezeu pentru că ne aflăm pe aceste meleaguri. Salut prezența înalt preasfințitului părinte, fiul al satului, Serafim Joantă. Ne bucurăm foarte tare că este în rândul și în mijlocul nostru. De asemenea, a celorlalți preoți care sunt în mijlocul nostru, salut prezența domnișoarei deputat Mara Mareș, fărăgărășanca noastră. Vă mulțumesc tuturor, domnilor primari, domnilor directori, domnilor artiști care au pus umărul la aceste evenimente și
nu doar la Bol 700, la tabăra de creație, i-au furat cu ghilimele de rigoare din frumosul acestui sat. Mă bucur foarte tare că sunt în mijlocul dumneavoastră și vreau să aduc aminte de faptul că întâmplarea face ca chiar astăzi o echipă de profesori universitari, arheologi, să fie aici undeva în stânga noastră, peste deal, și să caute în corneciu Făgetului, în locul acesta, vestigii ale trecutului. Trebuie să fim mândri că suntem aici urmași, zic eu, demni, ai unor înaintași care cu milenii în urmă organizau și duceau viața aici. Ce să vă spun? Încă o dată sper și mulțumesc tuturor organizatorilor care au pus sosul la treabă. Sper cu toții să ne simțim bine, să fie două zile plăcute și vă invit să începem acest eveniment prin sfințirea monumentului Bol 700, monument care atestă dăinuirea bolțenilor peste secole prin muncă, prin credință, prin școală. Domnule primar, dragi boholțeni, mă bucur nespus să mă aflu astăzi alături de voi. Boholțul este un loc special al Țării Făgărașului. Lucru care certifică ceea ce am spus eu acum este faptul că Boholțul împlinește 700 de ani. Asta ce ne spune? Că boholțenii sunt oameni trainici, harnici, vrednici și au continuat istoria satului de 700 de ani până astăzi. Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici. Sunt onorată. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru invitație. Vă doresc o sărbătoare frumoasă, o petrecere frumoasă și să ne revedem cât mai curând cu bine. Este o mare bucurie să fiu astăzi prezentă la Boholț cu ocazia sărbătorii a 700 de ani de la prima atestare istorică a satului Boholț. Boholțenii sunt renumiți ca fi niște oameni gospodari, niște oameni buni, cu credință în Dumnezeu, așa că nu pot decât să mă bucur și să îi mulțumesc domnului primar Mătrescu pentru invitație. Întotdeauna voi reveni cu plăcere în oricare sat din Țara Făgărașului, din Comuna Beclean. Astăzi este într-adevăr o zi specială pentru boholțeni. Este un sat vechi, un sat cu tradiție, cu niște oameni renumiți în toată zona Țării Făgărașului și în județul Brașov. Astăzi sunt 700 de ani de când Boholțul este atestat documentar. Este o mare sărbătoare a românilor transilvăneni. Și astăzi suntem prezenți aici. Doresc ca toate satele din Țara Făgărașului și în special din Comuna Beclean să fie, oamenii din acestea să fie unite prin tradiții, prin istoric, prin credință, să fim toți la oaltă. E un prilej astăzi să ne întâlnim cu toții, să sărbătorim și să cinstim memoria eroilor noștri. E vorba de un monument al boholțenilor, care e în cinstea dăinuirii boholțenilor peste veacuri, prin muncă, prin credință și prin carte. Sunt invitați de la Ministerul Culturii, sunt invitați de la Consiliul Județean Brașov, de la Prefectura Brașov, de la Făgăraș, de la Primăria Făgăraș. Thank you.
dezvelim monumentul dedicat celor 700 ani de atestare documentară a satului Bohoț. Aș vrea să adaug un lucru, satul nu e doar de 700 de ani, multă lume spune satul are 700 de ani, nu e doar. Satul exista cu mult înainte, după cât am găsit eu în documente și în opinia lui unor istorici, satul e mai vechi de 1000 de ani. Deci o să rog, pe domnul primar și domnișoara deputat să ne ajute la dezvelirea monumentului, după care o să avem o slujbă de sfințire pe care o să o săvârșească Sfântul Serafim și întregul sobor de preoți care e prezent. După asta, în câteva minute, probabil o să trecem să vedeți fiecare despre ce e vorba și o să vă explicăm cam ce am gândit noi. Poate o să ne explice și autorul, sculptorul gălățean, domnul Denis Bândei. Vă rog. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Nu ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se povoară mormânt. Fă sau dimineața mila ta că la tine mi-e nădejdea. Arată-n calea pe care voi merge că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta. Ca nouă bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat. Ca nouă bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Mântuiește, Doamne, poporșilor creștini, asupra celui potrivnic răluiește și cu crucea ta pânzește pe poporul tău. Mă gândesc că istoria popoarelor în general și istoria comunităților omenește apoi este marcată de personalități deosebite. Dacă nu există personalități deosebite, nici oamenii din jurul acestora nu pot ieși în evidență. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi trimis pe domnul inginer Vasile Joantă, cu siguranță că nu știam nimic sau mai nimic despre istoria satului nostru. Locul în care ne întâlnim toată familia e masa. Deci această masă reprezintă în primul și în primul rând locul în care boholțenii se întâlnesc după 700 de ani,
iar simbolurile care le regăsim pe această lespede de piatră, dincolo de carte, cruce, sunt o reflexie a noastră lăsată, o urmă lăsată de pământ, care sunt, sunt niște urme în care apare Mântuitorul cu cei 12 apostoli, dar aici ne putem regăsi fiecare dintre noi. E o zi așteptată de, măcar de mine, de peste 10 ani, de poulțeni, iarăși de multă vreme. Important pentru că această zi ne-a adunat, a adunat o sumedenie de poulțeni din sat, de mai de departe, oaspeți din afară, din tot, practic din toată țara. E importantă fiindcă marchează o bornă, după părerea mea, în istoria Băulțului. Marchează momentul în care băulțenii, zic eu, redevin, majoritatea, redevin conștienți de cine sunt, de unde vin, de faptul că nu sunt aici aduși de vânt, că sunt aici de peste 700 de ani, pentru că atestarea documentară s-a făcut în momentul în care erau aici, deci era biserica aici. E adevărat, biserica săsească, dar au fost români. Dovada cea mai bună, că deși documentul este un document de, care atestă cei 700 de ani, sunt, este un document al unui preot catolic, de fapt. În sat exista, sat, românii au precedat sașii catolici care au venit aici, care au venit probabil în secolul 13, și spun asta și țin în mod deosebit să afirm că românii au fost înainte, dovada toponimia satului, unde toate denumirile sunt românești. Dacă ar fi fost satul în Tebeia de Saș, ar fi însemnat că sunt multe numele de pe hotar, ar fi fost nemțești. Nu avem, nu sunt nume nemțești, totul e românesc. În plus, mai săpăm să vedem ce mai putem găsi. Deci astăzi monumentul de dezvelire a monumentului celor 700 de ani, iar mâine o să avem resfințirea bisericii și, tot cu ocazie a 100 de ani de la, să spunem, de la războiul, primul război mondial, sfințim un nou monument pentru eroi din cele două războaie. Ambele monumente au fost realizate, esențialul lor, masa și crucea de la celălalt monument, au fost realizate în tabăra Pro Bowl din anul ăsta, ediția 6 a 2017, de artiști destul de cunoscuți, aș zice chiar foarte cunoscuți. Monumentul domnul Denis Brânzei, sculptor din Galați, dar nu numai, iar crucea domnișoara Mișa Diaconu, care are într-adevăr lucrări de for public deosebit de importante în București și în alte părți. Este construită între anii 1880-1885 și în ultimii ani am constatat o necesitate cruntă de a schimba, pardoseala care era îmbibată de omezială. Acest lucru ne-a determinat pe noi, oamenii din Bohol, să ne mobilizăm anul acesta și cu sprijin de la Consiliul Județean, de la primărie și nu în ultimul rând cu sprijinul oamenilor din sat, am reușit să schimbăm pardoseala în biserică, să o înlocuim cu parchet de stejar. Este o lucrare amplă, însă a fost necesară și pentru aceasta s-a realizat și un drenaj interior pentru captarea apei și conducerea ei spre câteva fântâni oarbe pentru a scoate omezeala din interior. Biserica este dotată și cu drenaj exterior, făcut acum câțiva ani, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Și toate aceste lucrări au fost lucrări care au fost necesare în vederea consolidării structurii bisericii.
pentru că umezeala este foarte rea la zidurile unei construcții și atunci noi, având o biserică așa frumoasă, am considerat pe primul loc să realizăm aceste lucrări. Bineînțeles că acestei lucrări ample s-au adăugat și altele mai mici, dar foarte importante, cum ar fi pictarea soclului interior, cum ar fi zugrăvirea exterioară a bisericii, înlocuirea ușii de la intrare, schimbarea crucii de pe turlă și cel mai important lucru care putem spune este rezidirea Sfintei Mese. Poate știți, cel mai important loc dintr-o biserică este Sfânta Masă, adică masa din altar, din mijlocul altarului. Acolo acea masă este zidită, nu este portabilă și în acea masă se fixează Sfinte Moaște și Hrisovul Bisericii. Fiind noi, biserica a avut Sfântă Masă zidită, doar că fiind veche, s-a înclinat înainte, puțin. Iar lucrul acesta punea în pericol săvârșirea Sfintei Taine a Euharistiei, că Sfintele Vase stăteau înclinate și riscau la o atingere ușoară să se răstoarne. Și atunci a fost absolut necesar să rezidim Sfânta Masă. Asta atrage după sine resfințirea bisericii. Și în al preasfințitul Laurențiu, mitropolitul Ardealului, ne-a dat binecuvântarea ca anul acesta să coroborăm sărbătoarea de 700 de ani de atestarea satului cu resfințirea bisericii. Pentru noi este o bucurie peste bucurie și ne dorim ca totul să se desfășoare frumos, ca să rămânem cu amintiri frumoase și, de ce nu, cu o biserică și mai frumoasă. Iubitul tău fiu, fiind răstignit, a murit și cu moartea nădejde tare de mântuire, ție ne-am împărtășit de acest dar atât de mare, aducând cinste și mulțumire slave tale, cu smerită închinare te rugăm, trimite harul preasfântului tău Duh și căutând cu milostivire la crucea ta aceasta, care s-a ridicat în cinstea eroilor neamului căzut în cele două războaie mondiale din această localitate. În credință, sprijinire, nădejde, biruință, în ispite, la bine, pe toți cei binecredincioși, îndrumându-i spre dobândirea cununilor cerești.
că Tu ești izvorul sfințeniei și stătător bogat al darurilor și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Sfințește crucea aceasta și acest monument al eroilor cu harul preasfântului Duh, în stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să luăm aminte. Sfințește crucea aceasta și acest monument cu harul preasfântului Duh, prin stropirea cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să luăm aminte. Sfințește crucea aceasta și acest monument al eroilor cu harul preasfântului Duh, prin stropirea cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În preasfinția voastră, domnule președinte Veștea, domnule comandant, stimați locuitorii comunei Beclean, satului Boholți, avem datoria de onoare să ne amintim, să comemorăm și să respectăm din toată ființa noastră jertfa eroilor neamului, ai celor care și-au dat viața pentru ca să fim noi ceea ce suntem astăzi. Să avem o țară liberă, să fim demni și să ne bucurăm de ceea ce am devenit în timp. Memorie eternă celor care și-au dat viața pentru ca noi să fim liberi, să trăim liberi. Și vreau să vă spun că sunt bucuros și mândru totodată să mă aflu în acest spațiu unde sunt prezente cele mai puternice și cele mai de suflet instituții ale patriei noastre. În această frumoasă zi, stimați invitați, onorată asistență, este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, cu ocazia dezvăluirii monumentului eroilor căzuți la datorie în cele două războaie mondiale. Primul război mondial, care a durat timp de 4 ani, din iulie 1914 până în noiembrie 1918, nu a impresionat istoria prin durata sa, dar a scris primele pagini în care tot globul pământesc a văzut un război de o mare anvergură și putere militară. Impresionant prin amploare și dezastros prin rezultate, primul război mondial a lăsat în urma lui peste 10 milioane de morți, 20 de milioane de răniți și 8 milioane de dispăruți, din cei aproximativ 68 de milioane de militari și civili participanți. Începând cu 1916, când s-a alăturat Antantei, România a fost angajată în bătălii pe frontul balcanic și pe teritoriul național, unde putem remarca luptele eroice duse la Mărăști, Mărășești și Oicuz, unde s-au săvârșit sub drapelul tricolor 335.000 de eroi. Sub alte circunstanțe, bazele Marii Unii din 1918 nu ar fi fost posibile. Poziția geografică a României nu reprezenta un avantaj. Prezența Imperiului Otoman în sud, Imperiul Rus în est și cel austro-ungar în nord-vest punea un mare semn de întrebare pentru îndeplinirea dezideratului tuturor românilor, independența și formarea statului național unitar român. Efectele primului război mondial și-au pus profund amprenta asupra viitorului statului român. Cel de-al doilea război mondial a început în septembrie 1939 și a luat sfârșit în septembrie 1945. A fost un război dur, lipsit de scrupule, în care toate părțile beligerante urmăreau să își atingă scopurile în timp scurt și fără compromisuri. Cel de-al doilea război mondial, putem spune că a fost un început al dezvoltării militare din punct de vedere tehnologic, dar acesta a condus și la un număr imens de pierderi umane și materiale. Toată lumea își plânge eroii căzuți și putem spune că datorită vitejilor noștri soldați avem astăzi o identitate statală, o cultură, o istorie și un stat național unitar. În al preasfințiilor voastre, domnule prefect al județului Brașov, domnule primar, dragi boholțeni, locuitori ai comunei Beclean,
îmi face o deosebită onoare să fiu în fața dumneavoastră în acest moment deosebit, ocazie cu care s-a sfințit crucea ridicată în cinstea memoriei eroilor boholțeni. Vă felicit pentru acest lucru deosebit. Este obligație morală pentru fiecare dintre noi să fim recunoscători, să-i purtăm în suflet pe cei care s-au jertfit în decursul timpului și încă să mai jertfesc și zilele noastre în diverse teatre de operațiuni, pentru ca noi să fim un popor demn și respectat. Vă felicit și așa să ne ajute Dumnezeu să ne vedem la evenimentele plăcute. Preoțenii și preacuvioși părinți, stimați invitați, în 1917, când armata română împingea armata nemțească să o scoată din Ardeal, comandantul armatei române, Cantacuzino, era găzduit la preotul paroh din Boholz, la Ioan Conora. Asta arată că întotdeauna biserica a sprijinit armata pentru eliberarea țării și a fost alături de eroi pe care îi prăznim astăzi. Și stăm și ne întrebăm dacă înainte armata și biserica mergeau împreună și nu pleca armata fără biserică, se poate vedea și astăzi ca armata să nu înceapă o ceremonie fără reprezentanții bisericii. Vă mulțumim pentru participare și glorie eternă eroilor români! Salve Sfințile voastre, viciuna de oficialități, bolzeni dragi, militari dragi, eu nu prea știu să vorbesc. Mai atent să fac. O să încerc să doar să vă spun pentru ce am inițiat acest proiect, care nu e doar momentul eroilor, ci și sărbătoarea celor 700 de ani de atestare documentară a satului Boholz. Ieri am vorbit despre monument. Satul Boholz nu este de 700 de ani, este de mult mai multă vreme. Întâmplarea face că s-a descoperit documentul din 1370. O să vă spun în câteva cuvinte doar de ce am ținut să facem și acest moment, nu sigur, împreună cu parohia, împreună cu domnul Vasile Doanta, al Vasile Doanta, suntem mai mulți când au fost, din câteva motive. Întâi, ca să cinstim memoria celor datorită căruia suntem astăzi aici. Al doilea lucru, l-a vorbit domnul Colen foarte bine, oasele care ne luminează. În mintea mea a fost acest monument să aducă aminte boholțenilor și numai lor, celor care trec pe aici, cine sunt. Începem, îmi pare rău că trebuie să spun, începem să uităm cine sunt. De unde ne tragem? Biserica, credința, pământul care ne-a hrănit cu pește și carte. Și deasupra tuturor crucea și cel care ne păzește pe toți. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun cu iertăciune, dacă nu o să fac la toată lumea, aud, noi suntem ardeleni. Și eu trăiesc în Moldova de mult. Aud adesea unii că s-au săturat de români. Vreau să spun aici, să audă pe lume, că numele boholțenilor. Noi nu ne-am săturat de România, noi suntem România. Și o să fim mereu. Vă mulțumesc! Pentru onoarea interprezentați! Bun! Se depune o coroană de flori din partea Centrului Național de Instruire Duită 5 de către domnul Colonel Mihalcea. De flori din partea primăriei Beclean, de către domnul primar Claudiu Motescu.
depună coroana de fort din patria Oficiului Național Cultul Eroilor, Regina Maria. Vă mulțumim, comandați! Gardă lemn!